Obligațiile contractuale ale firmei care se ocupă de salubrizarea municipiului includ construirea în fiecare an a unui nou spațiu de joacă. 2014 aduce amplasarea unui loc special amenajat la ieșirea din cartierul Burdujeni. În fiecare an trebuie să, mă rog, ne ofere un loc de joacă gratuit. Locul de joacă gratuit care costă aproximativ 500 de milioane, inclusiv cu toate lucrările de amenajare care se fac la fața locului, deci subliniez și lucrările de amenajare care se fac la fața locului, va fi montat în acest an în cartierul Tinereții din municipiul Suceava. Este vorba de cartierul nou care este făcut la ieșirea din municipiul Suceava către Botoșani, la intersecția străzilor Cuza Vodă cu Constantin Sofronie. De asemenea, municipalitatea a demarat din nou proceduri pentru delegarea de gestiune a serviciului de salubritate stradală. Valoarea totală a contractului 5.467.956 de euro pe 7 ani și înseamnă salubritate, dezăpezire, tundere, spații verzi la bulevardul principal. În acest moment, Rosal Group deține împuternicire temporară pentru acest serviciu. De această dată să trecem de ANRMAP, de SEAP, să începem din nou această licitație foarte importantă. Să nu uităm că de 2 ani de zile aproape, în septembrie sunt 2 ani de zile, de când ne luptăm cu această licitație.